Un secret pentru a transforma dorințele în realitate. Bună ziua, aici Livadu. Iată o întrebare pe care o aud destul de des. Cum de anumite persoane reușesc să dea viață ideilor, proiectelor, dorințelor, concretizându-le și în același timp să facă multe alte lucruri în mod contemporan? Și cum de sunt altele care duc lupte grele ca să atingă câte un obiectiv și nu întotdeauna reușesc pe deplin? De ce anume depinde? Poate de bagajul genetic ereditat de la strămoși? Depinde de ambientul unde am crescut? Depinde de caz, de noroc sau de programele mentale și blocajele interioare? Și totuși, sunt persoane care, în ciuda faptului că au trăit în contexte familiare și sociale dezastruoase, fără oportunități și fără educație, fără studii adecvate, reușesc să devină bogate, faimoase, dar mai ales fericite. Există poate o regulă, o lege care odată înțeleasă și pusă în practică ne permite să obținem obiectivele noastre și să avem succes în ceea ce facem? Da, cred că există. Când înțelegem elementul esențial, mecanismele subtile, putem schimba cu adevărat existența noastră. Putem să punem în echilibru toate aspectele sale. În relațiile de cuplu, în relațiile cu alte persoane, în sănătatea psihofizică, în muncă, în bani și în partea spirituală. Pe parcursul cercetărilor mele personale, pentru mult timp am folosit metoda try and error, adică încearcă și dă cu capul de pereți până când înțelegi. Da, poate ai să ai noroc data viitoare. Deci am urmărit impulsuri care păreau cu totul cazuale, ca de altfel tot ceea ce mă înconjura în viață. Am făcut un liceu pentru că era cel mai bun liceu din oraș și se ducea toți colegii mei buni. M-am dus la o facultate pentru că părea interesantă și pentru că eram talentată la matematică, deși nu era singurul meu talent. În realitate, facultatea pe care am făcut-o nu era absolut deloc conformă cu adevăratele talente și capacități pe care le am, deși nu mă plâng că până la urmă mi-a folosit. Oricum, ideea este că nu aveam un obiectiv clar în minte. Am mers cu turma. Faci o facultate, te căsătorești, faci copil, cumperi casă, cumperi mașină, te duci în vacanță, de unde nu ai vrea să te mai întorci la viața monotonă cotidiană. Wow! Nu era ceea ce visam, ceea ce speram și nici ceea ce mă făcea fericită. Dar ceea ce am învățat de la aceste alegeri și experiențe este că procedând în acest fel mi-a trebuit o enormă forță de voință și eforturi fizice și emoționale notevole ca să obțin rezultate. Uitându-mă în jurul meu, mi-am dat seama că această modalitate de a obține rezultate este un mod prin care îmi consumam propria energie și forță, cu certitudinea că mai devreme sau mai târziu mă voi lovi de limitări fizice și psihice ca toți cei din jurul meu. Riscul era de a duce o viață prea stresantă. Pentru mulți care continuă să trăiască așa, pe de rost, sfârșitul de săptămână și vacanțele devin singurele momente așteptate cu anxietate, chiar dacă insuficientă e pentru odihnă și regenerare. Mă uit pe Facebook și văd foarte multe persoane, cred că prea multe, care pun diferite mesaje și poze în care se plâng că iar e luni și trebuie să o ia de la capăt. Sau pun poze cu imagini din insule tropicale exprimând dorința de a fi acolo și nu unde sunt de fapt. Și pentru multe persoane, aceste fragmente de timp liber devin chiar ocazii de ceartă și conflicte relaționale și familiare. Toată nesatisfacția și stresul se acumulează și se descarcă pur și simplu în momentele de așa zis relax. Am manifestat de adolescentă interesul pentru cum funcționează realitatea noastră și cum se poate trăi o viață fericită, iar asta m-a condus cu pași mici și sigur spre legea atracției și legea rezonanței și spre Abraham Hicks, aproape singurii în acest domeniu care îmi plac cu adevărat. Și datorită descoperirii legii atracției și a rezonanței, mi-a fost clar și am înțeles experiențele trecutului care înainte îmi păreau pur întâmplătoare. În ce anume constă legea rezonanței și legea atracției? Voi încerca să spun ceea ce am înțeles eu despre acest subiect în două cuvinte. Deși subiectul este foarte amplu și evident într-un scurt audio, pot doar să ating în mod general aceste concepte. Dar promit că voi reveni dacă subiectul vă interesează. Știm că în univers fiecare particulă se găsește într-un anumit loc pentru că vine atrasă sau respinsă de alte particule. Fiecare atom se bazează pe acest principiu, așa cum electronii, protonii, neutronii, care se găsesc ori într-un echilibru stabil, ori într-unul dinamic. Deci asta este fizică de bază, nici măcar cuantică. Același lucru este valabil pentru molecule, pentru sistemele mai complexe,
până la planete, galaxii și sisteme stelare. Omul, în mod normal, este destul de inconștient că trăiește în mijlocul acestor energii și ar putea crede că este dependent de anumite forțe care îl pot atrage sau îl pot respinge. Această modalitate de a interpreta pe sine însuși realitatea faptelor corespunde marii majorității a persoanelor de astăzi. Mulți se simt victima circumstanțelor, a familiei de origine, al șefului de la serviciu, a societății, a politicii, a religiei, mai nou a extratereștrilor și așa mai departe. Găsesc mereu cineva cui se dea vina. Partenerul care este prea insensibil, părinții care nu i-au permis să facă anumite lucruri sau care i-au generat traume, colegul care este invidios și egoist, vecinul antipatic, politicianul care este fals și corupt, extraterestrul care chiar că nu are nimic mai bun de făcut decât să ne facă 9 zile fripte. Și de scuze sunt multe, vă asigur. Fiecare o are pe-a lui și din punctul său de vedere le bate pe toate. Cum ne putem elibera de aceste mecanisme pentru a atinge adevărata libertate? Care sunt forțele pe care fiecare din noi le-ar putea activa pentru a atrage ceea ce își dorește? Cum ar fi sănătatea, corpul perfect, partenerul ideal, prieteni plăcuți, un serviciu satisfăcător, banii necesari pentru a face tot ceea ce vrem, o viață spirituală împlinită? Emoțiile și gândurile sunt forța dinamică. Gândurile și sentimentele sunt forța dinamică care au puterea de a atrage, prin legea rezonanței, situații, lucruri și persoane asemănătoare. Fiecare gând creează un câmp electromagnetic și acest câmp în afara intensității, care de fapt măsoară cât de puternică este emoția, și un conținut. Dacă conținutul acestor gânduri și emoții este bazat pe frică, vom întâlni persoane și situații pline de frică. Dacă avem gânduri și emoții de sărăcie, ne vom ciocni de situații de sărăcie. Dacă, în schimb, suntem fericiți și mulțumiți, vom întâlni persoane cu care va fi ușor să ne simțim în largul nostru și să ne distrăm. Când am în mine însă convingerea și conștientizarea faptului că sunt sănătate, nu mă voi îmbolnăvi până la sfârșitul zilelor mele. Și când știu că este abundență și eu voi avea tot ceea ce îmi trebuie și chiar și mai mult. Spus așa, pare simplist și dificil de crezut. Dar am observat persoane care și-au schimbat modul de a gândi și am constatat că se trece de la cuvinte la fapte. Aceste convingeri interioare nu rămân doar frumoase gânduri sau teorie, o dorință abstractă, ci o cunoaștere proficuă, o experiență care lasă semne în câmpul nostru morfic și în câmpurile noastre energetice și care apoi devine parte integrantă din personalitatea noastră. Pentru a înțelege cum funcționează aceste legi, cu siguranță trebuie să lucrăm pe conștiința proprie, să înțelegem cum funcționăm, să înțelegem neutralitatea propriei conștiințe în fața faptelor, să înțelegem că emoțiile pot fi alese, că nu suntem emoțiile noastre și nici nu suntem victime ale propriei emotivități. Informațiile, cunoașterea trebuie experimentată pe propria piele pentru a le putea integra în mod definitiv în câmpul nostru morfic. Nu te păcăli că vei deveni bogat doar dacă îți imaginezi că vei fi bogat și în același timp te gândești cu oroare la datoriile pe care le-ai de plătit. Gândul și emoțiile trebuie să lucreze într-o singură direcție pentru ca forța dinamică să se manifesteze cu adevărat. Închei cu un exercițiu de făcut înainte de a te adormi, astfel încât dorința ta să fie preluată de subconștient. Cu cât te gândești mai intens la dorința pe care ai ales-o înainte de a adormi, cu atât vizualizarea va fi mai eficientă. Poți vorbi cu cineva drag despre obiectivul tău sau poți citi ceva sau vedea o fotografie de ceea ce dorești. Singura contraindicație al acestui exercițiu ar fi aceea că dacă obiectivul tău te tulbură prea mult din punct de vedere emoțional, ar putea să îți tulbure și somnul. Ca de obicei, eu îți prezint acest exercițiu, te invit să îl înveți și să-l faci de unul singur. Nu mă întrebați de ce ritmul nu este mai lent. Nu am intenția să creez dependențe de mine și de vocea mea. Știu că multora le place vocea mea în meditații și dacă vă liniștește, ok, continuați să le faceți, dar în general scopul meu este să vă prezint idei și exerciții astfel încât să deveniți absolut independenți de orice teorie și de orice persoană, inclusiv eu. Bazați-vă doar pe forțele proprii și aveți încredere în voi înșivă. Deci, iată exercițiu. Așează-te pe pat. Închide ochii și începe să te bucuri deja de acest moment de pace, de armonie, de a fi cu tine însuți, de acest dar pe care ți-l faci.
acela de a-ți dedica câteva momente. Acum respiră în mod conștient de 7 ori, lungind faza de expirație și reducând faza de inspirație. Vei face această respirație de 7 ori. Apoi, concentrează-te pe corp, pe greutatea picioarelor pe pat, pe greutatea pe care o are trunchiul pe saltea, greutatea brațelor, a mâinilor, greutatea capului pe pernă. Simte cum corpul se afundă în saltea ca și cum ar fi într-un leagăn, astfel încât te simți complet relaxat și protejat. Acum mulțumește în sinea ta pentru ziua care abia a trecut, pentru ceea ce frumos ai putut trăi în această zi. Și începe să te gândești la dorința ta, la obiectivul pe care vrei să-l atingi prin puterea imaginației și a vizualizării creative. Încearcă să trăiești cu toată inima ceea ce îți dorești. Simte cele mai bune și frumoase emoții pe care le poți avea față de această dorință. Mulțumește pentru această dorință ca și cum ar fi deja împlinită. Apoi alunecă ușor în somn cu siguranța că toate imaginile pe care le-ai vizualizat se vor îndeplini. A doua zi de dimineață scrie toate visele pe care ți le amintești și încearcă să interpretezi ceea ce ai visat în raport cu dorința ta. Ceea ce te rog foarte frumos este să nu îmi cer să interpretez visele tale, pentru că visele și dorințele sunt ale tale. Subconștientul îți aparține și limbajul pe care îl are și modul în care îți comunică ceea ce dorești, doar tu îl poți interpreta. Din nou, îndemnul meu este: ai încredere în tine și devin un independent. Acest exercițiu îl vei face pentru perioada necesară. Anumite dorințe se vor îndeplini instantaneu, altele vor avea nevoie de timp. Nu considera legea atracției și arta de a manifesta propriile dorințe ca fiind ceva superficial și banal. În primul rând, din cauza presiunilor sociale și a diferitelor religii, persoanelor le-a fost smulsă una dintre capacitățile care îl pot ajuta în evoluția sa. Aceea de a avea dorințe, dorințe adevărate, genuine, din inimă. Capacitatea de a visa, aceea de a dori, care duce drept pe strada creativității. Noi am uitat să fim creatorii propriei vieți și am uitat că suntem co-creatori ai acestui univers. Mulți confundă propriile dorințe cu ceva egoist și fără importanță, pentru că au dorințe dictate de modă, de publicitate, de societate sau pentru că sunt alții care îi fac să se simtă vinovați. Mulți consideră viața ca pe un drept sau ca pe un dar, dar uită că viața nu este gratis. Ți se dă oportunitatea să trăiești, dar în schimb ți se cere să faci toate eforturile posibile pentru a da ceva acestui plan de existență. Și ceea ce ți se cere este în primul rând de a fi varianta ta cea mai bună. Nu varianta care se mândrește cu mașina nouă sau cu ultima excursie într-o țară exotică. Dorințele cele mai profunde ale ființei tale vorbesc despre dorința eu-ului tău superior, vorbesc despre misiunea și rolul tău. Dacă universul te-a pus aici, nu a făcut-o din neglijență sau pentru că nu avea nimic mai bun de făcut. Nimic nu este întâmplător. Cu atât mai puțin, existența noastră este o întâmplare. Un alt aspect important este acela că dacă nu reușești să manifestezi o dorință, atunci trebuie să sapi adânc în tine ca să înțelegi dacă dorința este a sufletului tău sau nu. Sau să înțelegi dacă ai convingeri și piedici interioare. În cazul în care dorința nu este cea a sufletului, ci este una care aparține altcuiva, societății, părinților sau mai știu eu cui, atunci trebuie să înveți să te detașezi complet și să trăiești fericit și fără acel obiectiv îndeplinit. Acesta se numește detașare și este un pas cheie în drumul spre înțelepciune. În cazul în care ai piedici interne, trebuie să lucrezi pe tine însuți ca un alchimist și să transformi plumbul din tine în aur prețios. Astfel, esența ta poate străluci și lumina și pe cei din jurul tău. Și ăsta este un aspect care face parte din treaba noastră pe aici, în planul ăsta de existență. Pentru astăzi, acesta a fost gândul sau acestea au fost gândurile mele. Aici Riva Duț, mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Îți urez viață lungă și prosperitate!